Basme în limba română. Asmund și Singhi. Odată ca niciodată, o familie regală trăia într-un regat frumos și fericit. Regele și regina aveau un fiu, Asmund, și o fiică, Singhi, pe care îi iubeau foarte mult. Amândoi copiii au fost învățați despre tot ce un prinț bun și o prințesă bună trebuie să știe și au devenit niște oameni inteligenți, talentați și pricepuți. Amândoi iubeau cel mai mult același lucru, natura. Am reușit să-l conving pe tata! Legat de? Legat de stejar? Corecție! Legat de stejar, nu de stejari! A, fugi de aici! Știi că și eu îmi doresc la fel de mult ca tine să stau într-un copac din ăla. Nu poți merge fără mine! Au! Normal că l-am întrebat pe tata de amândoi stejarii! Și? A acceptat! Da, da, în sfârșit! Ne vom face case în stejarii bătrâni și goi! Imaginează-ți să trăiești în interiorul unui copac, în mijlocul pădurii! Și în același timp aproape de palat, aproape de mama și tata, Asmund! Suntem norocoși! Așa că prințul și prințesa au mers la cei doi stejari bătrâni și goi din pădurea de lângă palat și și-au construit acolo casele, ducându-și cea mai bună mobilă și lucrurile preferate în casele lor copaci. Cei doi erau foarte fericiți în pădure. Se trezeau când începea să se audă ciripitul păsărilor. Mâncau în aer liber la umbra copacilor uriași, ca și cum fiecare zi era doar o zi frumoasă de picnic. Într-o zi, părinții le-au transmis un mesaj. Îmi trăiască înălțimea sa prințul Asmund și domnița prințesa Singhi! Ce este, Jonathan? Regele și regina v-au trimis acest mesaj. Mulțumim! E pentru tine, suriară! Ce este? Se pare că prințul Ring din regatul Rebama este îndrăgostit de tine și dorește să vină și să te ceară căsătorie. Poftim? Dă-mi să văd! Am auzit că este foarte frumos! Și eu am auzit că are o soră foarte frumoasă! Și? Ce spui? O să-l întâlnești? Nici nu știu! Când vine? Vinerea viitoare, de azi în 5 zile. Mama și tata vor să ne întoarcem la palat. Încă mai avem 5 zile, nu trebuie să ne întoarcem astăzi. Vom merge înapoi miercuri. Cred că 2 zile vor fi suficiente să te îmbraci. Normal că nu, nu mă îmbrac în vreun fel deosebit. Vreau să mă vadă exact așa cum sunt. Dar se făcea că o altă pereche de frate și soră locuiau atunci în pădure. Un vrăjitor și o vrăjitoare. Într-o dimineață, când Asmund și Singhi erau amândoi cu barca pe lac, vrăjitoarea și fratele ei i-au văzut. Văzând frumusețea prințesei Singhi, pe vrăjitoare a început să o roadă invidia. Cum îndrăznește să locuiască în pădurea mea cineva mai frumos decât mine? Am auzit că s-a dus vestea frumuseții sale și un prinț dintr-un regat foarte îndepărtat vine să o cunoască. Nu voi permite asta! Nu voi permite asta! Și ce ai de gând să faci? Ce o să fac? O să-l omor pe prinț cu mâna mea! Hei, păsăre! Au, 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 au! Ești în regulă? Da, sunt bine. Ce mai fi fost și asta? Nu am mai văzut o pasăre care să se poarte așa vreodată. Poate a fost trimisă de prințul Ring pentru a-i aduce un suvenir de la tine. Poftim? Tu te auzi când vorbești? Singhi și Asmund nu aveau nicio idee despre ce răutăți aveau să li se întâmple. Vrăjitoarea a luat colierul lui Singhi și apoi a luat forma sa frumoasă.
Fratele ei a aruncat o vrajă malefică asupra stejarilor. Dormi, dormi acum și dormi în liniște și pace. Dormi până ce amiaza devine întunecată ca noaptea. Acum vor dormi pentru totdeauna. Atunci vrăjitorul s-a dus la familia regală așteptând să-l întâmpine pe prințul Ring. Dispar acum! Dispar departe de ochii lumii! Întoarce-te doar când amiaza devine întunecată ca noaptea! Acum au dispărut pentru totdeauna! După ceva vreme, prințul Ring a ajuns și imediat ce a văzut-o pe vrăjitoare sub forma prințesei Singhi, prințul Ring a fost fermecat de frumusețea ei. Domniță, tu trebuie să fii prințesa Singhi. Da, înălțimea ta, și aștept aici pentru a naviga cu tine spre regatul tău. Și cum rămâne cu părinții tăi? Tatăl meu a trebuit să plece la război, de aceea vor să navigăm înapoi spre regatul tău. Și apoi vor veni și ei acolo pentru a ne aduce cadourile de nuntă. Pot să-l ajut în luptă? Nu! Tatăl meu vrea doar să plecăm de aici. Foarte bine! Vino! Așteaptă-mă pe vasul tău până merg să iau cu mine la drum ceva ce îmi este foarte, foarte drag. Sigur! Prințului s-a părut că toate acestea erau destul de ciudate, dar nu a bănuit ceva atât de malefic, cum că ar fi o vrăjitoare și nu prințesa Singhi. Așa că a făcut cum i s-a spus. Vrăjitoarea a mers în pădure și a dezrădăcinat copacii în care prințul Asmund și prințesa Singhi dormeau, deoarece nu a vrut să lase nicio dovadă în urma ei. Vrăjitoarea a luat copacii cu ea înapoi pe tărâmul prințului Ring. Vrăjitoarea și prințul Ring au navigat până la regatul acestuia, unde au fost primiți cu căldură de către părinții și sora prințului Ring. S-a construit și un conac în care vrăjitoarea să stea comod până când părinții săi vor veni pentru nuntă. Vrăjitoarea a plantat în grădina acelui conac stejarii în care Asmund și Singhi încă dormeau. Dar nimeni nu putea să vadă copacii, deoarece aceștia erau foarte mici. Prințul Ring o vizita adesea pe vrăjitoare, care mergea la banchete regale împreună cu el și cu familia lui. Vrăjitoarea se săturase să se poarte ca o prințesă. Ura să zâmbească toată ziua și să fie drăguță cu oamenii. Cu fiecare zi, vrăjitoarea era tot mai iritată, pentru că trebuia să fie bună și drăguță. Voia să mănânce mult mai mult decât putea, să danseze sălbatic și să ragă ca o vrăjitoare, în loc să vorbească politicos. Oh, vrăjitoarea era furioasă! S-a întors la conac și a lovit și a urlat pentru a suta oară același lucru. M-am săturat să fiu domnișorica bună pe tocuri! Unde e viața sălbatică din pădure, unde puteam să lovesc și să alerg și să urlu cât vreau? Urăsc să zâmbesc toată ziua! Urăsc să vorbesc frumos, politicos și mor de foame! Cât de puțin mănâncă! Cât de puțin mănâncă! O să-mi mănânc fratele, dacă nu mi-aduce mâncare acum! Chiar acum! Deodată, pe acea podea, fratele ei a apărut cu o masă plină de mâncare. Nu mai pot! Dacă mai sunt prințesă o zi, o să-l omor pe prinț cu mâna mea! Ai înnebunit? Regele acestui ținut este foarte puternic! Ne va pedepsi pe amândoi! Atunci adu-o înapoi pe Singhi cea adevărată și să plecăm de aici! Nu pot! I-am vrăjit să doarmă până când ziua se preface în noapte, ceea ce este imposibil. Asmund și Singhi nu se mai întorc niciodată. Tu! Și eu ce o să mă fac? Dar fratele vrăjitoarei nu avea dreptate. Naivul vrăjitor nu știa că uneori ziua chiar se transformă în noapte. Se numește eclipsă și se întâmplă atunci când luna acoperă soarele și pe pământ nu este lumină, iar ziua devine noapte. Chiar dacă pentru un timp scurt.
Exact asta s-a întâmplat amiaza următoare. Poftim? Un brunch? Nu merg! Nu merg! Oh, să vină prințul astăzi și am să-l omor! Oh! E aici! Vin! Vin! Frăjitoarea s-a transformat în tine! Colierul meu! Pasărea aia! El trebuie să fie prințul Ring! Trebuie să-i spunem! În noaptea aceea, când prințul se întorcea acasă după ce o condusese pe vrăjitoare, Asmund l-a oprit pe acesta din drum. Cine ești și de ce te-ai pus în calea mea? Sunt prințul Asmund, fratele prințesei Singhi. Deci, războiul s-a încheiat? Unde sunt părinții tăi? Nu a fost niciun război, iar femeia care locuiește în conacul vostru nu este sora mea. Nu e ea, prințesa Singhi. Este o vrăjitoare. Cum pot să cred ceea ce îmi spui? Nu ea este prințesa Singhi. Eu sunt. Vino cu noi. Asmund și Singhi l-au dus pe prinț la conac. La fereastra camerei vrăjitoarei, unde ea lovea și urla din nou. A rupt colierul lui Singhi și a luat forma ei naturală. M-am săturat să fiu domnișorica bună pe tocuri! Unde e viața sălbatică din pădure, unde puteam să lovesc, să alerg și să urlu cât vreau? Urăsc să zâmbesc toată ziua, urăsc să vorbesc frumos, politicos și mor de foame! Cât de puțin mănâncă! Cât de puțin mănâncă! O să-mi mănânc fratele dacă nu mi-aduce mâncare acum! Deodată, pe podeaua aceea, fratele ei a apărut cu o masă plină de mâncare. Nu mai pot! Dacă mai sunt prințesă o zi, o să-l omor pe prinț cu mâna mea! Ai înnebunit? Regele acestui ținut este foarte puternic! Ne va pedepsi pe amândoi! Atunci adu-o înapoi pe Singhi cea adevărată și să plecăm de aici! Nu pot! I-am vrăjit să doarmă până când ziua se preface noapte, ceea ce este imposibil! Asmund și Singhi nu se mai întorc niciodată! Atunci când prințul va veni dimineață, vom arunca o vrajă asupra lui și asupra palatului și vom pleca! Nu prea cred! Dai cum de v-ați întors? Amiaza s-a prefăcut în noapte! Serios? Când? Ar fi cazul să-ți pui la punct cultura generală! Ar trebui să trimitem un mesaj către mama și tata. Sigur își fac griji pentru noi. Mesajul a fost trimis către mama și tatălui Asmund și Singhi. Și ei au fost eliberați de sub vrajă când amiaza s-a prefăcut în noapte. Au vizitat toți ținutul prințului Ring. Prințul Ring s-a îndrăgostit nebunește de Singhi, iar Asmund s-a îndrăgostit de sora prințului Ring. Ambele nunți au fost sărbate cu mare fast și splendoare și au trăit cu toții fericiți până la adânci bătrâneți. Iar frații vrăjitori au fost închiși în aceiași stejari în care au rămas chiar și când amiaza s-a prefăcut în noapte.